muncă. Am primit mai multe mesaje de felicitare, însă de lipsă de timp, nu le dăm citirii și le vom publica în ziară. Unul dintre ele este semnat de Romeo Cuuț, președintele Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români. Și acum, eu cred că una din frazele principale la care noi ținem foarte mult. Acum vă citesc și vedea de ce. Mulțumim din suflet pentru susținere și ajutor Consulatul General al României la Cernăuți, îndeoseb Consulului General doamnei Leonora Moldovană, care întotdeauna ne-a sprijinit și e mereu alături de noi, susține toate societățile național-culturale din Țemut. Ne bucurăm că astăzi îi avem alături de noi pe toți reprezentanții misiunii diplomatice române la Cernăuți. Excelența sa, doamna Leonora Moldovană, consul Aurelian Rugin, domnul ministru consilier Ionel Ivan și cu soția, consulul Lucian Intrei cu soția. Îl așteptam și cu domnul Neagoi cu soția, cred că vine până la urmă. Excelență, vă invităm pe scenă pentru un scurt mesaj. Bună ziua, stimați români, domnule redactor șef, domnule Toma, viceprimar, onorată asistență, delegați din toate punctele și toate centrele românești din regiunea Cernăuți, din regiunea Transcarpatiei, delegați, prieteni, frați din România, mă bucur foarte mult că ce patrimoniu bogat și frumos are comunitatea românească din Ucraina și, în mod special, românii din regiunea Cernăuți. Pentru aceste momente solemne, la care de fiecare dată ne invitați și ne faceți părtași și martori ai acestor momente frumoase, se cuvine, în primul rând, să mulțumim celor care fac cronica evenimentelor și celor care păstrează acest puls național românesc aici, în regiunea Cernăuți, și nu doar în regiunea Cernăuți, în toată Ucraina, și având în vedere că mass media și mijloacele și posibilitățile tehnice permit ca în acest moment toate aceste evenimente să fie auzite, văzute și accesate în întreaga lume. Mă bucur că evenimentele din Cernăuți și peste tot, în fiecare loc și în fiecare suflet de român de pe continent. Și pentru aceasta se cuvine, în primul rând, încă o dată să mulțumim redacției ziarului românilor din Ucraina, ziarul Zorile Bucovinei, și domnului Nicolae Toma, redactor șef, care iată că conduce și are această abilitate managerială de a găsi toate modalitățile și toate oportunitățile ca ziarul să-și găsească continuitatea, să-și găsească cei 14.000 de cititori în regiunea Cernăuți, în Ucraina, dar și mii de cititori în întreaga lume. Așadar, prin aplauzele dumneavoastră, vom mulțumi redacției, redactorului șef și tuturor colaboratorilor care simt pulsul românesc aici, în Cernăuți, și tuturor celor care vor ca să fie români și sprijinăm această activitate frumoasă, inițiată de redacția și de domnul redactor șef Nicolae Toma, împreună cu întreaga redacție.
Nu este o redacție mare, dar este o redacție importantă. Citim ziarele doamnei Maria Toacă, s-o vedem aici. Domnul redactor șef n-a prezentat redacția, dar noi, la urmă, trebuie să fie primii cei care ne fac viața frumoasă de fiecare dată, în fiecare zi și sunt prezenți în rândul românilor din Ucraina și sprijină toate problemele și toate evenimentele care au loc în rândul comunității. Doamna Maria Toacă, aplauzele dumneavoastră pentru redactorul și jurnalista, ziarista Maria Toacă. Vă mulțumim, stimată doamnă Maria, pentru întreaga activitate pe care o aveți în cadrul redacției. Doamna Felicia Nichita Toma, iată-o în comitetul organizatoric. Vă mulțumim. Și alți reprezentanți, alți redactori, alți membri care în formă tehnică, artistică, dar și în alte forme sprijină activitatea redacției ziarului românilor din Ucraina, Zorile Bucovinei. Vom afla astăzi, desigur, împreună despre toate evenimentele, despre istoria acestui ziar care a trecut prin mai multe perioade și prin mai multe etape complicate, la fel cum trece și la fel cum parcurge, înfruntă și confruntă comunitatea românească din Ucraina toate problemele pe care istoria le-a adus în viața lor. Dar mă bucur că de fiecare dată, în ciuda acelor probleme și în ciuda acelor sensibilități, uneori foarte complicate, comunitatea reușește să treacă prin toate problemele, demonstrând prin aceasta că este moștenitoare a unui patrimoniu național bucovinean. Și strămoșii și înaintașii noștri au trecut prin războaie, așa cum îmi place uneori să spun, prin foc, prin fum, prin mii de baionete. Și astăzi nu este foarte ușor să confrunți problemele zilnice și să treci cu bine peste toate problemele pe care ni le pune în față istoria. Așadar, mă bucur că am ajuns la acest moment aniversar și avem o sărbătoare atât de frumoasă, sărbătoarea întregii comunități. O parte din comunitate este prezentă la această marcantă activitate a redacției, dar sunt ferm convinsă că prin intermediul site-ului, prin intermediul internetului și altor mijloace mass media vor afla de gratitudinea a domniilor voastre și de aprecierea domniilor voastre față de munca depusă de jurnaliștii ziarului. Este o muncă serioasă, este o muncă sensibilă, este o muncă pe care cei care nu o cunosc, cei care nu știu ce înseamnă activitate jurnalistică, probabil o pot aprecia mai puțin. Dar am simțit această dragoste față de ziarul Zorile Bucovinei, mergând și vorbind cu românii din regiunea Cernăuți, și mă bucur că ziarul a reușit să țină și să uneori să rezolve problemele românilor din întreaga Bucovină și să fie alături de acele probleme uneori personale, uneori mai profunde ale românilor din regiunea Cernăuți. Mă bucur că astfel este prezent și regiunea Transcarpatia, domnul Ion Botoș, președintele Uniunii Românilor din Transcarpatia Dacia, care ne invită de fiecare dată în Transcarpatia și ziarul Zorile Bucovinei este prezent și face această radiografie a relațiilor românilor din Ucraina și în mod deosebit relațiilor bucovinenilor și moroșenilor din Ucraina.
este o formă inedită pe care o realizează jurnaliștii redacției Zorile Bucovinei. Vă mulțumim și pentru acest lucru și că ne însoțiți în fiecare delegația noastră în regiunea Transcarpatia și în celelalte regiuni, prin care încercăm să promovăm valorile românești, nu doar în Cernăuți, unde sunt cunoscute și apreciate de toate comunitățile, dar și în celelalte regiuni care reprezintă regiunile de frontieră, limitrofe cu patria mamă și celelalte regiuni care intră în circumscripția consulară a Consulatului României din Cernăuți. Cunosc, așa cum zicea domnul redactor șef, toate problemele. Îmi dau seama ce complicat este să înfrunți toate aceste probleme în condiții cu totul și cu totul speciale. În situația în care în Ucraina, țara de cetățenie a românilor din regiunea Cernăuți, sunt probleme legate de conflictul din estul Ucrainei, dar și alte probleme cu care se confruntă nu doar Ucraina, dar întreaga comunitate internațională. E greu să treci peste toate acestea, dar ziarul Zorile Bucovinei, iată că rezistă, iată că este demn de a fi continuatorul lui Vasile Levitsky și altor demn reprezentanți ai acestui ziar, care luptă cu condeiul, luptă pentru drepturile și identitatea românească în Ucraina. Încă o dată să le mulțumim pentru această luptă și pentru acest devotament față de problemele comunității românilor din Ucraina. Așadar, cronica pe care ne aduce ziarul Zorile Bucovinei de două ori pe săptămână, dar prin intermediul site-ului și altor mijloace mass media aproape zilnic, ne aduce la cunoștință despre problemele din fiecare sat românesc, despre relația redacției cu fiecare comunitate și fiecare sat, localitate din regiunea Cernăuți. E o situație pe care o putem întâlni pe paginile acestui ziar, pe site-ul și pe alte profiluri și alte pe Facebook, așa cum e modern să știm și să ne cunoaștem acum. Ziarul ne aduce toate informațiile actuale și toate problemele cu care se confruntă, vă ziceam, comunitatea românească. Așadar, îmi doresc ca domnul redactor șef, Nicolae Toma, cel care vine din Boianul lui Neculce, să devină același cronicar, aceeași capacitate pe care i-a transmis-o cronicarul, iar letopisețul, ziarul Zorile Bucovinei, să aibă ani mulți, să aibă parte de întreaga noastră admirație, capacitate, apreciere și competență, pentru că în unitate stă unirea, în unitate putem dăinui mai bine și mai ușor. În numele statului român, vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea dumneavoastră zilnică în rândul comunității românești, pentru că păstrați această făclie a românismului aici, în regiunea Cernăuți și în Ucraina, și fie ca rugăciunea pe care o aduce redacția Zorilor Bucovinei în Ucraina să fie auzită peste tot, în fiecare punct unde bate un suflet de român, în fiecare inimă care simte și proiect național, această frumoasă comunitate din regiunea Cernăuți. Mă opresc aici pentru că aș avea multe de spus, precum aveți fiecare dintre domniile voastre prezente aici, și sunt ferm convinsă că ați venit cu toată deschiderea și dragostea față de redacție ca să sprijiniți eforturile și ca să sprijiniți condiția prin care Zorile Bucovinei ne face atât de frumoși în toată lumea.